Dan Bota, Cântarea bizantină. Teoria muzicii bizantine era, cum fusese la cei vechi, o speculație abstractă asupra numerelor și raporturilor lor, și problemele ei se puneau ca altă dată în termeni aristotelici. O artă atât de ritmică, în care tonurile transparente cu luminozități de frescă erau chemate să invoce harul, nu putea recurge decât la nobilul diatonism grecesc. Toate nuanțele umbrei, clar-obscurul tonal, accentele ritmice pierdute, învăluitoare, pe care chiar în arta veche le aducea cromatismul și enharmonismul asiatic și pe care le profesau la petreceri auleții și chitariștii, fură părăsite ca expresii ale vulgarității. Bizanțul înflorea în divin. Să ne întoarcem la Bizanț. Probleme de tehnică poetică, strict legate de problemele muzicii, ne-au făcut să cercetăm de curând cartea plină de învățătură a părintelui Petrescu de la Biserica Visarion. Le Père J. D. Petrescu, Les idiomels et le canon de l'office de Noël, d'après les manuscrits, le 11e, 12e, 13e et 14e siècle. Barbaria unei poezii de alcov, cu opacitatea tonurilor sale, cu arhitectura sa labilă, înclinată să curgă mereu pe cea mai lină pantă, nu ne-a făcut să pierdem cu totul dorul de perfecțiune ritmică a poeziei vechi. Cum visasem întotdeauna o poezie care să transmită voluptatea musculară a pronunței, o poezie a rapsozilor, în care lira să servească doar modulațiilor de o infinită varietate a graiului, să permită o mai deplină și mai delicată nuanțare a inflexiunilor și a timbrelor vocii, am fost induși să căutăm formele unui grai poetic legat de expresia sa lirică, de formele nevarieturi ale pronunției sale. Căci versul părăsit de liră are dreptul să aspire la calitățile ritmice și plastice pe care îi le conferea tetracordul. În evoluția tehnicei poetice, să vedem acest act al părăsirii ca semnul unui moment în care versul, însușindu-și întreaga putere de expresie a lirei, s-a putut lipsi de ea. Cei vechi aglomerau într-adevăr pe textele lor un mare număr de semne prozodice. Versul era nimbat așadar de la început de textura delicată a nuanțelor vorbirii. Spiritele, dulce și aspru, accentele tonice, ritmice și logice, legau o frază sau un vers de ritmul actului său de creație. Ritmul actului de creație repetat desface, se știe, puterile magnetice ale persoaziunii. Versul exercită marea sa incantație numai atunci când e pus în relație, printr-o lectură savantă, cu întreaga serie de aluzii, de evocări, de idei aurorale pe care le poartă cu dânsul. Acest grai subtil al persoaziunii, această imanență a muzicei, e dezvoltată doar de unul singur din miile de tonuri și inflexiuni posibile, acela care s-a manifestat în actul creator de vers. Arta bizantină, în care formele canonice ale spiritului grec ajung la o severitate și o rigiditate de piatră, a multiplicat, cum era și firesc, semnele prozodice pe texte. Bizantinii cunoșteau opera acestei magii a versului. Evlavia nu e inspirată numai de textul brut, de seria de reprezentări elementare ale graiului, ci ea este mai mult produsul unei puteri incantatorii
și implicit al unui ritm în care zac esențele milei, ale durerii sau ale morții. Muzica Bizanțului nu cunoștea ceea ce numim armonie. Ea era, ca și muzica imnurilor antice, monodică. Fiica a tradiției clasice, ea a cunoscut doar ritmul procesional, acea blândă maestate, acea severitate senină pe care statuarii antici o înscriau în frizele templelor. Bizanțul a dăruit însă monodiei clasice o varietate, o plenitudine fără seamă de ritmuri. Nuanțele unei bogate armonii par a stărui ascunse în firul ceresc de infinite lungimi ale cântării bizantine. Până la Bizanț, muzica antică suferă aceleași transformări ca și plastica frizelor. Din umană devine ascetică, din spiritualistă devine mistică. În textele reproduse de părintele Petrescu la finele lucrării, texte din veacurile 11, 12 și 13, respiră pe linia cântării făcută parcă să sublinieze unduios doar inflexiunile vocii, cel mai înalt suflet al evlaviei. Cum sugravii de fresce bizantine urmăreau în figurile subțiri și lemnoase de sfinți, figuri care pierduseră de mult în rigoarea lor ascetică, încarnatul fericit de pe frizele aticei, același canon plastic milenar, canonului Policlet, tot așa melozii bizantini urmăreau în muzica lor permanența legilor antice. Cartea părintelui Petrescu ne îndeamnă spre această mare lumină din care lumea medievală și-a tras pe toate ale ei. Prin transparența suprafirească a cântărilor pe care le închide, ea evocă acea viziune de rai pe care crociații din cronica lui Villehardouin au avut-o în fața celor 1000 de cupole de aur ale Constantinopolei.